Bună, suflete divine! Am tot fost întrebată online și oprită fizic pe stradă și întrebată dacă părul ăsta al meu e părul meu. Și ce-i cu părul ăsta? Așa că am ales astăzi să vorbesc un pic despre importanța părului, de ce corpul ăsta are păr, ce e cu părul ăsta și cum păstrăm noi energiile, informațiile și traumele în părul nostru. Închipuiți-vă acum, vă rog, că fiecare fir de păr pe care îl aveți, da, absolut fiecare fir de păr, este o antenă care te conectează cu Divinitatea, cu Dumnezeu. Sunt un întâmplător cel mai mult păr, ca să zic așa, că nu știu cum să o pun în termeni pământeni, îl aveți în cap, unde este chakra coroană. Sau fiecare fir al vostru, din căpușorul vostru, este o antenă, în primul rând, este o antenă care te conectează la energia sau la fluxul câmpului electromagnetic din această densitate în care trăim noi, din acest spațiu în care trăim noi. Închipuiți-vă acum cam câte antene avem în cap. Asta dintr-o perspectivă, ca să înțelegeți că părul are o putere extraordinară. În al doilea rând, din altă perspectivă, părul păstrează poveștile noastre. Sau cu cât aveți părul mai lung, cu atâta păstrați în câmpul vostru energetic poveștile voastre. Nu e de rău, nu e de bine. Am să ajung și la partea asta. Sau gândiți-vă că e un fel de stick energetic părul, sau mai multe stick-uri energetice, în funcție de cât de des e părul vostru, în care sunt păstrate poveștile voastre. Și când zic povești, mă refer la emoțiile voastre. Acum, cu cât e mai lung părul, cu atâta emoția este mai puternică. Părul nostru, din altă perspectivă, păstrează traumele noastre. Sau, cu cât experimentăm mai multe traume, cu atât mai se electrizează mai mult părul. Și luați în considerare chestia asta. Dacă părul vostru se electrizează, nu este pentru că șamponul e greșit, e greșit șamponul. Dacă folosiți șampon din comerț, de asta e altă poveste. Cu cât se electrizează părul vostru mai mult, cu atât în câmpul lui energetic al firului de păr sunt păstrate traumele. Sau traumele noastre se înmagazinează, se salvează în firul de păr. Și acum fac o paranteză și aș vrea să conștientizați următoarea teorie, și anume, noi venim deja traumatizați aici și cu ghilimele de rigoare, în sensul în care avem în energia noastră toate traumele pe care le-am experimentat, de câte ori am venit, ne-am reîncarnat și de câte ori am plecat. Așa zise, toate traumele nașterii și ale morților vin în părul nostru. Pe lângă aceste traume, cu bagaj de traume cu care venim și mai sunt și altele, toate traumele noastre din secunda în care ieșim din burtica mamei până în prezent sunt stocate pe firul de păr. Asta dintr-o altă perspectivă. Părul nostru arată înțelepciunea noastră. No doubt, ca să zic așa. În multe culturi, cu cât era părul mai lung, cu atâta omul era mai înțelept, mai elevat în conștiință. Sau felul în care îți îngrijești părul sau felul în care îți porți părul, îți arată nivelul tău de conștiință. Sau, făcând un fel de recapitulare, părul nostru
sau energia părului nostru ne influențează viața. Nu uitați de traume, nu uitați de povești, nu uitați de toate emoțiile pe care le-ați păstrat. Să spunem că la nivel fizic vă înlăturați emoțiile într-un fel sau altul. Emoțiile e necesar să fie înlăturate și din firul de păr. Cum înlăturăm aceste emoții sau ce facem? Ce facem cu părul? Dacă ați observat, dacă vă uitați un pic în trecutul vostru, aduceți-vă aminte de momentele în care v-ați tăiat păr. Părul, by the way, este conectat și cu karma de neam. Aduceți-vă aminte de momentele în care v-ați tăiat păr. Știu că am vorbit cu un suflet care a venit la mine pentru că avea nevoie de ghidare și mi-a spus, de curând chiar, și mi-a spus că a trecut printr-un divorț și tocmai s-a trezit și nu știe încotro o să o ia și are nevoie de hartă și mi-a zis de 2 săptămâni simt foarte tare nevoia să-mi tai părul, ea având părul destul de lung. Și a zis, parcă o voce îmi tot spune să-mi tai părul. Asta e vocea corpului, ca să spun așa. So, gândiți-vă și aduceți-vă aminte de momentele în care v-ați tăiat părul. Eu personal, din experiența mea, mi-am tăiat părul foarte des. Foarte des și mie îmi creștea și foarte repede, îmi crește încă foarte repede părul. Mi-am tăiat părul foarte des. Voi ce vedeți aici este un sfert din păr, căci împletind dredurile astea se pierde, ca să zic așa, vreo, I don't know, 60, poate 70% din păr. So, părul meu este mult mai lung ca fir, dar împletindu-l se pierde. Știu când am început să fac dredurile, că aveam părul până la mijloc, și au ieșit destul de scurte, adică nu mai știu cât erau în clipurile anterioare, și de atunci a tot crescut. Părul este tăiat în momentul în care te eliberezi de ceva. Și vă spuneam că o să vă spun din experiența proprie, ultima oară când mi-am tăiat părul este când pentru mine s-a încheiat definitiv contactul cu karma de neam, s-a încheiat karma de neam, s-a încheiat într-un fel s-a produs ruptura emoțională, ruptura emoțională definitivă de familia de sânge. So, cumva a fost un moment care se cheamă punct, momentul în care se încheie karma de neam. Și în momentul ăla am hotărât să tai din păr. So, tăierea părului, de asemenea, este o formă de terapie. Este o formă de terapie pentru că odată cu tăierea părului eliberez traumele, emoțiile și energiile stagnante din toate aceste antene. Cumva aș vrea să realizați cât de importantă este tăierea părului. Revin la propoziția și vreau să aveți această conștientizare. Aduceți-vă aminte când v-ați tăiat părul, aduceți-vă aminte dacă nu l-ați mai tăiat de mult, aduceți-vă aminte dacă în ultimul timp ați trecut prin tot felul de traume, tot felul de evenimente și poate că este necesar să vă tăiați din păr. Când zic de tăierea părului, nu mai refer la să-mi tai vârfurile, cum se zice. Tai un pic din păr vârfurile că s-a deteriorat. Nu, mă refer la o bucată suficientă, nu zic să vă tundeți scurt, nu zic să faceți ce veți cu părul vostru. Tăiați o bucată destul de mare, ca să zic așa, din părul vostru, dacă în ultima perioadă ați trecut prin tot felul de emoții foarte joase, stagnante și simțiți nevoia să eliberați aceste lucruri.
Acum aș vrea să vă vorbesc un pic despre vorsirea părului. De ce îmi vopsesc părul? În primul rând, din punctul meu de vedere, pentru mine personal, vopsirea părului nu este benefică și eu mi-am vopsit părul. N-am mai făcut-o de câțiva ani buni. Ceea ce vreau să vă transmit este că pielea noastră absorbe de 30 de ori mai repede decât intestinul nostru tot ce punem pe pielea noastră. Dar, repet, asta e altă poveste cu chimicalele pe care le folosim, inclusiv vopseaua de păr. De ce îmi vopsesc părul? Și acum revin la sufletul drag mie care a trecut prin divorț și care mi-a zis că simte nevoia să își taie părul și trec la partea a doua și să-l vopsesc. Și ce culoare vrei să-l vopsești? Am întrebat. Și vreau să-l fac roșu. Nu uitați că nu e întâmplător, deloc nu e întâmplătoare vopsirea părului. Ea, trecând prin divorțul ăsta, din punct de vedere financiar, a fost foarte dărâmată. Avea probleme foarte mari financiare, pe scurt. Nu uitați, culoarea roșie este culoarea chakrei rădăcină, care înseamnă siguranța zilei de mâine, job, casă, familie, bani, finanțe. Și pentru că nu mai avea această siguranță, a simțit nevoia să echilibreze prin această culoare această siguranță. Din punctul meu de vedere, după părerea mea, nu este o soluție. Nu este deloc o soluție să-ți vopsești părul ca să echilibrezi această energie. Adică nu o faci, nu se întâmplă. Nu uitați, culoarea cea că e coroană, părul, nu vopsesc părul de la chakra rădăcină, vopsesc părul de la chakra coroană. Nu este roșu culoarea. Cumva aduceți-vă aminte, iarăși vă trimit un pic între trecut ca să analizați, nu să stați. Aduceți-vă aminte de câte ori v-ați vopsit părul și de ce ați simțit să vă vopsiți părul, ca să fiți mai frumoase, că ce faină e culoarea aia sau whatever. Nu. Undeva la nivel subtil, subconștient, la nivel spiritual, era o energie care e necesar să o echilibrați în momentul ăla, n-a știut cum, evident, și ați apelat la vopseaua de păr. Și acum vă dau din nou exemplul meu propriu și personal. Părul meu a început să nu mai primească oxigen, adică să albească, undeva pe la 20 de ani. Pe la 20 de ani eu aveam fire albe, suficiente. Acum sunt din ce în ce mai multe și, sinceră să fiu, dacă vor apărea mai multe, dacă voi mai fi în corp, până apar toate, o să-mi placă la nebunie să am părul foarte alb și cu dreaduri foarte lungi. Și pentru că aveam 20 de ani și lumea îmi spunea doamnă, cumva parcă în momentul ăla la 20 de ani pe mine mă cam interesa ce spune lumea, am hotărât să-mi vopsesc părul și mi-am vopsit părul negru. Părul meu la origine e castaniu închis, cred că se cheamă, mi-am vopsit părul negru. De ce am ales culoarea neagră? Pentru că mă atrăgea foarte tare negru. Pe scurt, și nu intru pentru că povestim despre păr, culoarea neagră este o culoare pe care nu mulți, sau nu mulți viteji, ca să zic așa, o poartă. Culoarea neagră este o culoare eliberatoare, adică în momentul în care poți negru, se lucrează la nivel de subconștient, la emoțiile tale. Pe scurt, e necesar să fii foarte puternic ca să poți culoarea neagră. Și mi-aduc foarte bine aminte perioada în care am hotărât să mă vopsesc și de ce am ales culoarea neagră, pentru că era și o perioadă în care mă îndepărtasem foarte tare de Creator, refuzam să cred că există ceva de genul ăsta și cumva mi-am inhibat chakra coroană împovărând-o, energia de acolo, cu această vopsea de păr și cu această culoare.
să fii atent ce culoare are părul tău și de ce îl vopsești. De ce ai nevoie să schimbi culoarea părului? Și nu-mi spune că pentru că arată fain sau că îmi place să am părul vopsit sau nu știu ce. De ce ai nevoie de acest artificiu? Puneți întrebarea asta. Are vreo legătură cu sufletul meu dacă eu îmi vopsesc părul, pun niște chimicale pe el? Atingerea părului. De ce oamenii au, I don't know, să zicem psihologie, tic nervos, dar eu nu-l consider, de a-și atinge părul? Așa. Sau există ticul ăsta să-ți resucești părul? Așa. So, din punct de vedere spiritual, răsucirea părului, revin din nou, conștientizați ce vă spun acum, părul sau firele noastre de păr sunt niște antene în câmpul vibrațional al pământului care ne conectează cu divinitatea și în același timp păstrează, dacă vreți, aceste antene mă ajută, cel puțin antenele mele, mă ajută la intrările în acașe, unde sunt păstrate toate story-urile. De-aia vă spuneam că păstrează povești. So, în momentul în care tu, hai, nu știu cum să fac, în momentul în care tu faci așa, cu părul tău ai acest tic, este pentru că corpul tău, părul tău, îți trimite informația că ai niște povești aici pe care nu le-ai încheiat. Adică ai cuvinte nespuse, cum zic eu, ai lucruri neîncheiate, neeliberate din câmpul tău energetic și părul tău, corpul tău îți dă semnalul că e momentul să eliberezi. Și atunci tu o faci fără să-ți dai seama prin acest gest. Prin acest gest. A nu se înțelege că poți să eliberezi traumele făcând așa cu părul toată ziua. Nu. Când faci chestia asta, înseamnă că părul, corpul tău își cere eliberare și sunt multe metode de eliberare a traumelor. Am și eu câteva, le găsiți în cursurile mele, le găsiți în toate întâlnirile mele fizice și online. Doar vreau să vă sugerez, să vă fac să conștientizați că momentul în care vă jucați cu părul așa sau îl răsuciți, înseamnă că el a păstrat prea multe traume, că sunt deja prea multe pentru el și își dorește să eliberați. E vocea corpului. Pe de altă parte, în funcție de unde îți sucești părul, dacă îți sucești aici sau aici, de fiecare dată când faci chestia asta, tu te conectezi cu trauma respectivă. So, momentul în care cineva vorbește ceva ce îți apasă pe buton, cu să zicem psihologie, e un trigger, îți arată ceva și tu începi să-ți atingi părul aici sau aici și începi să-l asculți omul și începi să te joci cu părul, în timpul în care te joci cu părul, de fapt ăla e un semn că există trauma acolo și te conectezi cu acea traumă. So, mare atenție la atinsul părului. Pentru că dacă am foarte multe traume și emoții stagnante în corp, care sunt păstrate în acest păr, de câte ori ating părul, mă conectez cu acea emoție și devin, nu te calmează. Să n-ai impresia că dacă îți mângâi părul, te calmează. De câte ori, apropo de mângâiat, de câte ori cineva îți mângâie părul, se conectează cu traumele tale. De aceea, din punctul meu de vedere, părul e foarte sacru și de câte ori m-am tuns, fie m-am tuns singură, fie dacă m-a tuns cineva, am ales foarte atent cine a pus mâna pe părul meu, pentru că este o formă de conectare energetică între mine și acea persoană. Următorul tic pe care aș vrea să vi-l explic din punct de vedere spiritual, sunt mulți oameni care își miros părul. Sau din joacă, se joacă cu părul și pe aceea fac așa.
Și ei zic că îmi miros șamponul pentru că miroase frumos. Sau verific dacă miroase urât părul meu. De fapt, nu este adevărat. Deep mergând în subconștient, acest tic îți spune că e momentul să-ți găsești liniștea. Găsește-ți liniștea interioară, găsește spația. Nu are nicio legătură cu mirosul, cu șamponul, ci este limbajul, vocea corpului care îți spune găsește-ți liniștea și pacea. So, dacă îți miroși părul des sau faci chestia asta ca pe un tic, de fapt este nevoie sau a venit momentul să cauți cumva să te echilibrezi pentru a-ți găsi liniștea și pacea interioară. Iar în final aș vrea să conștientizați că indiferent unde mergem noi, adunăm energiile din jurul nostru. So, gândiți-vă așa cum am spus eu, totul este energie. Acolo unde te duci, aduni în părul tău energia locului. De aceea vă sugerez, când vă duceți în locuri publice sau foarte aglomerate, să aveți părul prins. Cred că singurele momente în care să aveți părul desfăcut, dacă vă simțiți în siguranță și totul e ok, este în casă. Dar v-aș sugera, dacă trăiți la oraș sau în zone aglomerate, să aveți tot timpul părul prins cât de cât. Pentru că astfel cumva vă protejați câmpul energetic, vă protejați aceste antene de energiile din jurul vostru. Pe scurt, gândiți-vă în felul următor, ca o concluzie. De câte ori v-ați tuns, de câte ori v-ați vopsit părul și care sunt ticurile, pentru că vorbesc despre limbajul corpului, vorbesc despre puterea părului și despre cât de aglomerat energetic poate să fie câteodată. Dacă nu v-ați tăiat părul de mult, vă sugerez să o faceți. Vă sugerez să tăiați părul regulat până ajungeți la un nivel în care totul este armonie în jurul vostru și nu mai există traume. Până atunci tăiați părul regulat. De vopsit nu mă bag, v-am spus doar că puneți niște chimicale care vă afectează la nivel energetic, nu numai fizic. Tăiați-vă părul când scăpați de o karmă justificată, tăiați-vă părul când treceți printr-o separare, dacă simțiți să o faceți. Nu zic tăiați-vă părul și vă pun eu acum să vă tăiați părul. Vă spun doar să conștientizați că aceste antene păstrează niște traume de care voi nu mai aveți nevoie. El se regenerează, el crește tocmai pentru că este un ajutor, ca să zic așa, prin care noi putem să eliberăm aceste energii din câmpul nostru energetic. Dacă ar mai fi ceva de spus, ar fi să aveți grijă de părul vostru și să conștientizați prin acest material cât de important este în evoluția noastră spirituală. Suntem iubiți și binecuvântați.